Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Scream Mechanic Survival! Va trebui să facem o grămadă de lucruri episodul acesta, prin urmare va fi înapoi de 40-50 de minute, deci vizionare plăcută de pe acum. Episodul trecut s-au strâns peste 5000 de like-uri, vreau să vă mulțumesc în continuare pentru susținerea pe care mi-o oferiți uh, la această serie și la celelalte, bineînțeles. Nu uitați să apăsați și la acest episod butonașul de like, să strângem cât mai multe. Avem o veste rea aici, am o veste rea, a fost spartă toată, toată grădina cu blueberry-uri și am avut noroc că mai aveam o singură sămânță, altfel pierdeam, pierdeam tot progresul de episodul trecut și vom încerca să punem niște gard, vom scoate de pe acolo niște chestii, de la astea poate facem cu niște pipe -uri. de fapt, haideți să facem cu pipe-urile astea ceva, Uite, cred că astea mi ajung să înconjur pe acolo. Episodul acesta vom face și mașina de spart piatră și cărat, va și cărava și sparge oarecum. Și să vedem ce ne trebuie nou pentru rafinerie ca să ducem material în rafinerie, să nu mai stăm noi să începem să automatizăm deja câte puțin pe aici, dar vreau neapărat să să pun puțină protecție pe, pe astea, mamă, nu știu, mamă, câte cuburi diferite sunt și de-alea și de-alea. Și episodul de azi de azi de Scra Mecanic Creativ am greșit eu cred că la cel cărlig, n-am observat că era pe cric toată treaba aia. Și probabil de asta nu am mers sau habar n-am. Ideea e că era pe cric, am, am uitat și eu la clip după și am observat că da, chiar era pe cric. Și o să, o să, o să testăm noi din nou oricum. Avem timp și vreau să, vreau să facem niște chestii vor urma, niște chestii tari pe, pe mecanic, pe creativ. Am niște hărți pe care le-am pregătit de luni de zile, dar nu m-am jucat pe ele, nu le-am prezentat, nu nimic. Și o să vreau să jucăm pe ele, va fi ceva diferit, zic, în fine. Vă las să, să descoperi singuri zilele acestea. Vor urma niște clipulețe. Astea așa, îl, îl tăiem și pe asta și o să pun barieră din aceea. O să pun cubulețe din acelea. Aș putea să pun așa sau aș putea să pun pe de-a lungul. Dar nu știu acum cât de simetric ar fi. Ar trebui ceva de genul acesta și plec. Exact. Asta. El cum e simetric pe un cub dacă îl pui, dar speram să fie de două. Îl pun pe exterior, nu ar fi o problemă. Și va trebui să punem noi, uite, de aici așa două, ca să plece din partea aia și la înălțimea asta o să vin două cu două. Mamă, perfect! Și să sperăm că aceste cuburi sunt uh, mult mai rezistente decât uh, cuburile normale. Oh. <laughs> Mi-a căzut direct în cap. Bă, da, direct în cap. Așa. <laughs> Pot pune... Pot pune un colț de asta? ah, voiam să-mi pice și asta în cap, dar fără noroc. Și, sau cred că mai bine fac, uh, fac ceva de genul aici și prelungesc, am văzut că sunt astea mici. Uite, prelungim așa, pur și simplu. Și na, sper să, sper să fie mai rezistentă decât cuburile normale cum ar veni, A, așa. Și o să trebuiască să ne aducem iară niște văcuțe pe aici, niște chestii de genul, niște animăluțe. Hai că aia se dezvoltă acolo. Partea nasoală este că nu am... Um... Nu prea merge, dar dacă tai eu din asta, încape perfect. Cam așa. Și ne-au mai rămas 50 de cuburi. Arată destul de ok treaba asta, putem să intrăm super ușor. Ideea este de, de acei roboți să nu mai intre, să ne facă pe aici țândăr totul imediat. Și să avem o mică protecție, măcar până, până îi vedem până ceva. Și mai, mai pot eu să pun, mai erau aici câteva, uite asta, asta. Și completăm și partea aceasta aici. Și apropo, nu uitați, nu știu dacă v-am zis, episodul acesta, luni la ora 6. M-am împiedicat. Luni la ora 6 ne găsim live cu Scream Mechanic Survival. Vom face iar mult mai mult progres, deci vă recomand să nu... Să nu ratați live-ul, oricum va rămâne pe canal, doar că acesta acum nu știu de ce are doar două ore, probabil se va procesa mai greu. Și am ales și un nume, îl avem aici pe, pe Răzvan, bine, foarte mulți ați lăsat numele ăsta și din cauza aceasta l-am și pus. Stinky și Pinky. Mulțumesc celor care ați scris Pinky. Oarecum nu prea, nu prea voiam eu Pinky pentru că nu e roz sau ceva, dar Stinky Pinky merg. Sună, sună, bine. Ce avem noi nevoie? Avem nevoie să plantăm roșii ca să putem să luăm orange seed și apoi vom face mult mai ușor să sperăm că o să se dezvolte plantaia ca să fac două semințe și după să plantez două, după patru, după opt și tot așa se dublează, se dublează numărul, dar nu știu când a intrat acel roboțel, când a spart când, nu știu, am făcut și puțin alt tab cei drept din joc și probabil de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat oricum, nu nu e nu nicio problemă să merg o dată să văd dacă se descurcă totul ok aici. Da, este foarte ok. Niște fertilizanti era bun, doar că nu avem. Asta este. Haideți să las ce nu-mi trebuie în cufăr și ne apucăm să construim mașina pentru minat. Și apoi, de fapt, înainte să ne apucăm noi de mașina de minat, vreau să văd... Vreau eu să văd, vom merge cu mașina, sper că am destul combustibil. Haideți să dăm asta jos. Avem 15 doar acolo, e ok. Trebuie noi să mergem la Mechanic Station. Iar de la Mechanic Station vreau să văd cât mă costă acea rafinărie să o fac. Pentru că vom avea nevoie de ea. O să vreau să mă apuc de minat, de scos metal, de chestii. Și mi-a spus voi prin secțiunea de comentarii că... De unde am scos metalul acela, piatra era puțin verzuie față de piatra normală. Nu am fost atent, sincer. Dar ne vom uita imediat, că sigur vom mai găsi pe aici, uite acolo, dar, dar, sigur găsim și în drumul nostru. Și să vedem dacă chiar există o diferență în culori. Și dacă da, care ar fi aceea. Uite, asta e destul de mică, dar... Nu, uite, la, la aia e toată la fel. Mamă, voi vă dați seama câtă piatră pot scoate de aici? Voi vă imaginați câte piatră pot scoate de aici? Nu pare Nu pare să aibă diferențe de culoare Cine știe, oricum o să venim Mă spargem toate pietrele astea O să facem o grămadă de resurse O grămadă de resurse Haideți să mergem la Stationul acela Mă sigur era pe aici Țin minte că traversam Da, 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 traversam pe aici Este bine și mi-ați mai spus acolo că pot face rost de cheie de la bosul acela roșu. Dar ca să ne luptăm cu acel roboțel avem nevoie neapărat de un spudgan pentru că de la apropiere nu putem să facem prea multe. Am dat de el și nu sunt șanse. Iar multiplayerul încă nu s-a rezolvat. Dacă vreau să mă joc cu cineva pe această hartă, eu mă voi juca ok pentru că țin harta. Dar cealaltă persoană va merge complet, complet în lag framat, frizuri, îi face, îi face super nasol și asta vă zic din propria experiență pentru că m-am jucat cu cineva pe harta sa, adică eu oarecum eram acolo invitat să zic, pe hartă și mi se mișca groaznic. În 40 de minute am reușit să, să fac puțin la o casă. Avem nevoie de 60 metal, 5 dale și 5 de astea. Păi cred că avem absolut tot și am făcut mare greșeală că nu le-am luat direct, doar că nu nu am știut că și avem nevoie și de ăsta, cred. Da, avem nevoie și de ăsta, plus că e 30 metal, e destul de ieftin, nou, deci 90 metal și 5 cu 5. Trebuie să mergem să luăm noi și vom face... Vom face roșii de colectorul acela, pe care probabil îl vom atașa de mașina de minat. Și facem și acel, acea rafinărie să ne ajute, trecem toată piatra prin ea și va fi mult mai ușor. Să luăm resurse, lemn, orice Episodul acesta cred că vom Vom face mașina aceea Cât timp așteptăm să crească ferma Ca să pot să răiau uh, Progresul, să zic așa, la blueberry Chiar E Dar cred că Îmi aparține puțin vina Am văzut că nu mai era nicio plantă, nu era ud Am pus semințe, am pus 8 semințe Și am uitat să ud pământul pur și simplu Am uitat să ud pământul, uite o cutie iar apoi uh, au dispărut. Am mai stat puțin, nu știu, am mai citit niște comentarii ce am făcut. Și, wow, mulțumesc. Și au dispărut. Dar lasă, uite, ne-am dat acum 3 fer fertilizant Asta înseamnă că vom face 6 semințe din, uh, din ăsta 3 și într-un timp relativ uh, scurt. Deci ne descurcăm bine. Văcută din păcate nu cred că mai pot să iau. Adică nu pot să iau cu mașina asta, nu că nu o să putem lua. Dar avem destul lapte, carne, avem vreo 3 bucăți pe acolo, în caz de e nevoie să, să, ne facem un sandwich, să ne facem ceva. Haideți să mergem noi să vedem acum, să luăm materialele. Deci ne trebuiau 9, 90 în total, avem 145 cu 5, oarecum 5 aveam. Iar vom merge să, să, dăm cu fertilizant rapid, rapid, să... Băi, iară, nu, vedeam, vedeam partea asta aici și credeam că este spartă. Bine, deja că am crescut ea, dar când ne întoarcem sper să fie mare. Vă lăsa fertilizantul cu mine. Și acum am... Aș vrea să iau și tot ce găsesc de albine, miere de albine, chestii de genul, pentru că am nevoie să fac roți. Am nevoie de 4 roți, iar fiecare roată necesită 6, 6 din acela de albine, deci avem nevoie de 24, 24 de miere de albine sau ciofi fi, fi chestiuțe aia. Și mierea de obicei o găsim noi pe pe pietre, pe pietrele astea puțin mai înalte se află. Vom vom arunca o privire așa pe aici pe unde mergem, poate găsim. Uite cum ar fi piatra aia de acolo. Uite un robot. Bam, nu merge să i faci nimic, să l accidentezi, nu? Am plecat atunci. Am zis că poate pot să-l calc. Opa. A, uite că pot să-l calc. L-am <laughs> băgat sub roată. Opa. Da, deci de călcat merge. Este, este în regulă atunci. Și cred că după ce vom face aceste... A, uite mai intersecție. De-aia se duce pe acolo așa. Și aici e drumul drept. <laughs> cred că după ce vom face aceste utilaje, să zic așa, să avem și pentru piatră și pentru astea, o să avem un proces mult, mult, mai, mult mai, rapid de a face ca orice, pentru că vom avea mult mai multe materiale. Mamă, iară se face noapte pe aici, dar cred că vom sta noi noaptea asta. Uite, încă un cufăr. Haideți să luăm. Mai e și un roboțel? Nu văd. Haideți să vedem ce ne dă și cuvorul acesta. Combam două componente și niște combustibil. Mai bine eu iau în spate decât să dau în față. Sau pot să merg și așa, cred. Cred că e aceeași viteză și cu fața și cu spatele? Pare că da. Mie îmi pare foarte similară viteza. Gata. Și am ajuns aici. Haideți să, să construim ce avem nevoie. Le vom lua apoi pe mașina asta Să sperăm că putem să cărăm Așa și Oh, m-am speriat Credeam că, bă, de când s-a schimbat Dar este dres botul, o să-l facem și pe acesta Doar că nu e chestie să zic Utilă Cu care să facem lucruri Să ne ajute la La creiere la ceva, ci doar Facem haine Wow, ce greu este, observați Mamă, băi, nu cred că putem să cărăm și treaba asta. Da, ce bine arată. Mamă, 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 e la maxim. Gata, gata, am, am ridicat și suspensia. Rafinării output. Păi și... Cum adică rafinării output? Trebuie să pui în ea sau nu știu, hai să o ducem acasă, sunt, sunt foarte așa, sunt foarte încântat că am reușit să o facem. Iar chestia asta cred că pur și simplu stochezi cum sunt bările alea de, de piatră, le stochezi pur și simplu în ea. Deci am așa o idee de mașină de minat în cap, cam cum să o facem. Mamă, mamă, mamă. Oare ne ajunge ăsta 3 până acasă? Nu cred. Oricum, e bine că am pus greutatea, oarecum, mai aproape de mine decât uh, pe spate. Vom merge așa, mă. A, așa, așa viteză, cât de cât. Hei, ups. Dar uh, putem să-l dăm și mai repede, doar că mie să nu se răstoarne. <fums> Oho! Îi trage ca lumea. Doar că cel mai probabil... Mamă, roata aia de la suspensii, din cauza la cât de grea e... Se buguiește. Opa, opa, opa! <laughs> și partea, partea interesantă e... Oh, pot să, -o, o iau pe cric? Nu ar trebui să pot să iau pe cric dacă are rafinerie și chestii. Uneori nu merge să iei chestia asta pe cric. În fine, haide să, să mergem acasă cu ea. Miere de albine încă nu am găsit, dar am găsit această cutiuță. Bine, problema nu ar fi... Uh, fertilizant, mulțumesc. Oh, oh, se aud, se aud, se aud. Doar că... Aha, uite, gata. Mamă, trei stupi sunt. Și mai e unul mai sus. Bă, am cric, am cric. Stai așa, haide să... Nu ne chinuim chiar atât. A, ah, ăsta de sus e spart aparent. Mamă, oh, păi numai de aici cred că am luat de o roată și... 10. 10 direct. Plus ce mai avem acasă? Avem de două roți. Cred că... M-am mai făcut eu vreo roată. Și o mai fi vreun asta pe aici? Nu mai este. Hai că aparent am găsit și de la și de toate și fertilizant cât avem. Avem 5 fertilizant. Și acum nu ne mai atacă nici acei roboței, nu ne mai vin la fermă că nu mai este autorizată sau chestii. Dar, Upa! Stai, mă, am zis eu că o duc mai bine. O duc mai bine pe cric pentru că oricum este foarte grea. Are 3 roți. Bine, mașina asta a fost concepută pentru a livra cele cutii de legume. Se descurcă ok cu legumele, doar că văd că astea, nu prea. Și va trebui să merg direct așa. Cred că pe linie dreaptă mă pot descurca cu mașina, doar că nu mai avem combustibil. Știi ce? Știi ce? Hai pe cric. Am ajuns și cu bine acasă. Acum, haide să vedem care... Care-i treaba cu micuneltele astea. Uite pe ăsta. Hai că l-am pus și invers. Așa, frumos. Și storage-ul ăsta îl voi pune totuși lângă. Uite, vă că are acolo o țeavă. nu știu care-i treaba, dar zice că poți să-l pui lângă o asta și insert. Wow, ce tare s-a dus, ați văzut? Bam, și doar, doar apeși pe el. Orice, orice click ai apăsa, pune. Și cred că intră foarte mult, dar haideți să vedem și cu celălalt care-i treaba, pot să dau să pun în el insert. De ce mi-a dat tot insert la ăla? Wow! Wow! A, gata, gata, cred că înțeleg. Raffinării output și asta merge să facem cu niște tuburi. Cum, cum sunt aceste tuburi cu pompă să scoată și să depoziteze într-un cufăr. Și cred că putem să facem din ăsta... Mamă, și pot să-l iei așa direct. Dar oare cum facem să, să ne intre automat? Stai așa, o să-l o să -l mut totuși în altă parte. Și-l pun cu fața așa și pe tine ar trebui... Object is busy. Ok, și pe tine... Ceva de genul acesta. Wow! Tocmai am făcut automată chestia asta. Oarecum Iar acum cred că Ce tare, ce tare, ce tare e Îmi place Și putem să facem noi ceva cu scrap concret. Uh, concrete blog Ne trebuie apă de aia, ne trebuie dalea. Și facem uh, Facem beton Cu apă și chimicale din acelea dar oare la ce mai putem să folosim noi acest beton, această piatră? Da, deci doar la asta și ne trebuie foarte mult apă și chestii din acelea. Sau cred că poate fi folosită și așa. Bine, evident că poate fi folosită și așa. O voi lăsa acolo totuși. Sunt foarte fericit că avem asta. A, nu știu acum eu dacă am ce-mi trebuie să facem niște roți. Ne trebuie lemn din acesta, 10 de alea. O să las, o să las în cufăr până voi avea ai că o Până voi avea destule materiale cât să fac direct patru roți și vom merge repede, mai dăm cu fertilizant, mai facem câte ceva și o să plecăm să, să căutăm iară niște iteme, poate dăm de cufăr auriu. Să vedem ce noroc avem, de aici ce mai am nevoie pentru craft, uite ăsta mai am nevoie pentru craft, oricum vom face roz de iteme noi, iar aici să pun și -o ce se stachează, astea n-au ce căuta pe aici. Nu știu, semințe. Nu știu ce să las pe aici. Combustibilul ăsta aparține de mașină. cuburile alea nu prea am nevoie de ele. Și mai am un pipe aici. Nu știu ce să fac cu el. Eu pun și eu așa aici. Haideți să... Am asta de lăsat la mașină. Combustibilul. Cred că îl pot pune în mașină. Mai bine. Da, gata. Și... Haideți să vedem ce ne mai face nouă plantă, să sperăm că încă, încă este aici, încă este aici planta și este mare, gata, avem două semințe. Haideți să bam, bam și trebuie udate rapid. Să bine, nu chiar rapid, dar trebuie să avem grijă de ele. Și nici nu am rămas cu... A, ba da, ba da, uite, am rămas cu alea de atunci. Dacă le pierdeam și pe alea, Chiar era jale. Și o să păstrez fertilizantul ăsta doar și doar pentru... Pentru blueberry, pentru că... Am nevoie să le cresc cât mai rapid. Am pierdut ce aveam atunci și trebuie să recuperăm. Pun astea aici, pun... Mamă, aici erau astea de roșii, aparent. Așa. Găleată cu apă avem. Mai iau unul. Una, pardon. Și treaba asta de zici că e o boxă, nu prea trebuie. Pot să o pun aici? Chiar zici că e boxă. <laughs> Seamănă. Avem astea 10, ne mai trebuie câtva ca să ducem și alea, 5 de astea și o să mai putem să facem niște cutiuțe. Le lăsăm cu noi, mâncare, avem lapte, avem și burgeri. Astea le vom pune aici, ăla de sudură. Avem două opțiuni acum, ori mergem să căutăm mai multe materiale, să mergem să căutăm niște sate cu mașina, să, să mergem și noi pe drumuri, să vedem care-i treaba și voi merge să-mi iau patul în caz de mor, să mor, să mă, să mă respauneze mereu lângă mașină. Deci haide să ne luăm patul să-l pun pe mașină și voi avea nevoie de combustibil. Mulțumesc! <laughs> și ce altceva aș mai avea nevoie, mâncare am zis că am, oricum nu o să consum foarte mult dacă merg. Și suntem ok, suntem ok. Și după ce ne întoarcem, facem și mașinuță, facem o grămadă, avem destul timp. De data aceasta nu ne mai grăbește nimeni. Uite, pun eu patul, aș vrea... Mamă, dacă e simetric pe... C e exact cât... Uh, fiți atenți. Fiți atenți. Bam! Și aici poți să mai pui tu ce vrei. <laughs> Îți faci frumos. Ia să, să facem un plin, nu mai avem nevoie de atâta putere. Iar suspensia aceasta... O las cu unul așa cât să, să funcționeze și ea. Gata, am pus la 10 acolo, punem ăsta aici. Oare mai avem să mai facem niște combustibil? Nu știu cât o să fiu plecat și cât să rămân pe 0, mai bine am mai mult. Dar nu cred că mai avem noi petrol din acela. Ăsta ne-a făcut aici tot, avem 60 piatră. Și haideți să, să mergem să căutăm, avem și fără cu noi, deci putem lua destul de multe iteme. Și suntem gata. Este prima oară când plecăm cu mașina. Și să vedem ce găsim. Dacă găsesc foarte multe chestii, s-ar putea să leg mașina de acea chestie și să o luăm... Să o luăm pe cric în caz de găsim foarte multe. Unde nu am fost eu? Dacă m-aș urca pe drum... Am văzut că duce, duce tocmai la warehouse-ul acela. Dar vreau să merg vreau să merg și prima oară haide să mâncăm aici ceva rapid, A, așa. Nu aveam apă pe acolo. Vreau să merg în direcția aceasta, exact cum o uit. Am fost eu odată la... Se, se observa acolo niște... Două turnulețe se observă așa pe o clădire. Pe două clădiri, pardon, separate. Și am fost puțin pe partea aceea. Acum vreau să merg așa. Și să vedem, poate dăm de ceva diferit. Poate dăm de ceva nou. Cine știe? Oricum, de fiecare dată când am plecat de acasă, m-am întors cu ceva nou. Sau am găsit ceva, locație, ceva. Deci, haideți să vedem. Sper să nu dau totuși de pădure din aceea super deasă, pentru că... <gâng> nu prea am mașină să mă... să mă bag așa mult. Și de-al ăsta o să mănânce combustibilul. Dar, oare putem să luăm florile acelea de... Putem să facem ceva cu floarea soarelui? Nu, no, ni nu treci prin ea Și poate găsim și un boss De la mare, dar Nu prea avem ce să-i facem Până nu avem acel spudgan Mamă, cum vin Cum vin treburile astea pe aici Și cred că pe mapa Asta ori mi-a rămas mie Ideea de la cealaltă hartă Era un loc exact, exact Cum stăteam eu Wow orată diferit parcă Mamă, și ce se întâmplă, unui da, de marginea asta și eu nu pot să trec. Fai, cred că e absolut peste tot. Și ar trebui noi să o cățărăm, cumva. <laughs> nu mai mirca mașina. Bine, mă mir ca urcat până aici, la cât de abrupt este. Cred că va trebui noi să urcăm cu ea pe cric pe acolo și să... Să sărim normal, dar după pe unde mă întorc? Salut roboțel Mamă, e, împrejmuită absolut tot, 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 toată zona asta e împrejmuită de pietre Am luat-o și eu cel mai bun drum Haide să mă cazăr pe aici o să, pot să mă folosesc de mașină să sar? Da Dacă n-aș pica de pe ea Haide Așa, am zis că o să dau fail. Să iau și mașina cu mine. Eu cred că o pot pune aici să mă mai urc pe ea încă o dată. Nu, nu, nu. De aici. Sar pe ea și adesă. Ce, am crezut că nu-mi stare caracterul. Gata. Gata, am mutat mașina. Și acum, mamă, cât de sus sunt! Cât de sus sunt! Ce avem noi pe aici? Da, am dat de pădure de asta exact ce ziceam. Ăla știu că nu are cufor bun, dar nici nu văd drumuri pe aici. Știi, să mai legăm un sat, să mai legăm o ceva, poate dăm. De aici începe să vină mapa super dubios, sus, jos. Vine, vine Iurea. Și mașina mea nu se împacă prea bine drumuri de genul, pe pământ. O să mergem, o să mergem pe acolo o să vedem ce mai putem să luăm, deși este foarte departe de casă și va fi probabil foarte greu să cărăm ce e pe acolo. Și în ăsta, din câte știu eu, se află un cufăr auriu. Și vom face un speedrun, cred. Nu vreau să mă bat cu roboțeii. Dar oare nu se iau ei de mașina mea dacă o văd pe aici? Să înceapă să dea în ea, să o strice, să nu știu, orice. A picat ceva, dar nu prea ce să vezi aici. O să dorm o dată în paci. Haideți să mergem... Uh... Vreau, repet, fac un speedrun. Mă duc pe acolo direct la cufăr. Nu vreau să mă bat cu roboței. Nu prea am nevoie de metalul lor momentan. Prioritățile mele la loot sunt... Uh... Obiectele bune, evident. Și... Mierea Asta s-a împiedicat <laughs> Va trebui să-i fentez pe toți <gasps> Mamă, pe ăștia, dar pe nu i-am văzut Și aici pot să le blochez drumul foarte ușor cu ăsta Mamă, mamă, stai mai deștept puțin, ăsta mai deștept, îl duce capul, văd. Da, se urcase. Ce a făcut? S-au pus să dea, s pus să dea în cric. Haide să, să luăm noi repede tot ce e pe aici, până bat băieții ăștia cricul. Oh, blueberry. Trebuia să le păstrez de la început, n-am știut, de, le cam mâncam. Haide, te rog, nu e cu galben. Nu avem cu galben în clădirea asta. Trebuia să fie de obicei aici. Mamă cât sunt Și mai sunt niște cufere Doar că Nu știu cum aș putea Mamă cât sunt Ai uh, Aia e mașina mea, nu? Da Și avem ăla Mai avem un are house acolo Băieți se bat încă pe, pe alea Eu trebuie să lutez repede Tot ce... Se află... <gângânt> pe aici? Mamă! <laughs> Încerc să-i fentez așa și eu cât de, cât de mult pot, știi? Și să mă întorc după să iau... Uh... Să iau ce e de luat pe aici. Haide și tu și... Cutiuța asta și vrea. Upa, 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 upa. Stați ușor. <laughs> Stați ușor, trebuie să mă duc la mașină și să fug că... Altă opțiune nu cred că am. Aici aș putea să-i fentez puțin, dar o să se urce. Mamă, cum a căzut la ghilea pe scări. Uite, avem aici un component kit. O să, o să se ocupe puțin de cricul acela. Până atunci noi avem timp să fugim. Gata, și de aici, băieții, dăm Geronimo! Și plecăm acasă. Plecăm, plecăm de fapt, la următoarea... Următoarea oprire. Warehouse-ul. Să vedem ce găsim și pe acolo. Cred că va fi, de fapt, cred că sunt aceleași teme ca... În celelalte locuri. Roboția aia cred că mi-a pierdut urma. Uite o Doar că unele arată diferit. Nu sunt toate la fel. Am observat unul era micuț. Ăsta are armura asta poate sau ce-o fi. Și oare ce-o fi sus, sus, sus? Sus e posibil să ajungi oarecum. cum. Vreau să ajung sus. Pare așa cu gard, cu ceva, cu helipad pe acolo. Și sunt curios dacă găsim ceva sus. lut sau orice. Și cred că cu cricul ne putem urca pe ea. Haide să, să trag eu aici undeva. Sunt în interior. Cred că da. Uite un roboțel din acela pârlit. De trage după noi. Și o să ne urcăm cu cricul. Vreau neapărat să Ia, yeah, mai bag slip puțin. Haideți să, să vedem unde se uită pârlitul ăsta mic. E cam după noi. Şi -şi. <laughs> wow, nu, 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 s-a distrus. Mamă, mi-a dat 55 sau care a fost treaba? Wow, cât de viață a putut să-mi scadă! Hai să vedem ce mai găsim. Ok, foarte mult metal voi lua. Voi lua tot ce, tot ce, e metal de asta. Aici avem niște palezi, n avem nevoie. Mamă, cât, 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 e. Observați câte hale de astea, câte chestii sunt. Mamă, pare mult mai mare asta față de celelalte. Asta e imensă, imensă. Mamă, nu știu cum o să ne urcăm, dar dacă punem mâna. Noi pe toate cuburile astea, eu zic că reușim să ne urcăm pe ea și să vedem exact ce se află. Dacă se află ceva, eu sper că da. Și cel mai probabil vom înopta aici, pentru că e destul de mult până acasă. Nu ar fi problemă de roboți sau mai știu eu ce, e problema că... <laughs> e problema că este foarte întuneric și s-ar putea să mă lovesc de chestii pe acolo să mai știu eu ce peripeții de astea mai întâmpinăm noi. Nu știu cât mi-ar trebui, dar îmi voi face platforme cu cricul. Sper că pot construi pe ea. Și mergem să vedem ce e pe warehouse. Sunt foarte curios. Dar vreau să am câteva stacuri la mine. Oh, târsti Mai bagă Ia, ia niște leptic. Oh, aparent când uh, ștergi lucruri, Îți scade, îți scade... foarte mult la hunger. Și la, la, apă. La apă în special îți scade foarte mult. Probabil obosești oarecum și de asta inventorii fulgata. Acum am... Zic să, să încercăm să ne urcăm pe el Pentru că oricum de intrat nu prea putem Și uite văd că pe aici deja ne dă un start micut să zic Pe, pe aceste cutii Cred că pot să fac jump-ul ăsta, nu? Cred că nu, că am, am, asta în cap. Salut. Nu mă băga în seamă. Sunt și eu aici. Trebuie să trag o țeavă mică. A, atât. Și acum va trebui noi să urcăm pe el, dar... O să avem, o să avem ceva de muncă să ne facem niște... Mamă, dar nu așa departe. Să ne facem noi niște scări, niște chestii. O să încerc să folosesc cât mai puțin materiale și chestii. Exact chestii de genul am nevoie să-mi fac. Până sus. Uite, pot face... O bârnă de asta. Mamă, nu, 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 nu. Că eu, eu, de obicei sunt așa mai, mai stânga, știi? Și pic. Și dacă am doar o bârnă de aia, Haideți că nu mai avem Foarte mult <laughs> Cred că aș putea să consum și atâta ca să mor Și oricum scările astea rămân aici permanent Le putem folosi oricând Nu vreau să le Să le dau jos după ce Nu știu, ajung sus sau ceva de genul acesta Și punem tot așa, tot așa am ajuns deja, am trecut de primul aproape. Nu, mai sus. Cam așa. nu pare a fi nimic. Încât să, se intrăm pe aici, nu pare a fi nimic așa mai wow. Singura problemă acum este că ne trebuie nou un stâlp, cu un stâlp. Ca să putem să urcăm în continuare. Și totuși trebuie să păstrez distanța asta, că dacă mă bag sub iau să am probleme să, să ies, evident. Pot să, pot să trag din asta? Nu. Hai de tot, de, de aici de jos. Cam aici și cam... Cam așa. <laughs> Mamă, cât de sus sunt. Dacă cad de aici, 100% sunt dus. 100% sunt dus dacă am picat de aici. Și ar trebui eu să o pun de 1 și aici de... Ah, atât. Poate vezi că am o limită și nu pot construi mai sus de nu știu cât și nu mă lasă să ajung. Să vezi atunci ce. Ce nasol Cum se vede totul de jos. Mai avem foarte puțin. Și mai avem materia o grămadă. O să mergem și acasă. O să vreau să fac mașinile din acest scrap. Din acest metal ruginit. Pentru că este foarte mult. Nu e nici slab, nu e nici puternic. E e ok să-ți faci mașini de început, e ok de început mai bine zis. Opa, 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 stați așa, stați așa încă puțin. O să-mi pun cric. Sunt foarte curios, găsim cutii, găsim roboți, găsim ceva măcar, sper să nu fie gol. Dar pare, pare așa cu gardurile astea foarte... Sau roboți. ce Requires warehouse key. Ok, haideți să vedem. Sunt doar containere și atât. Ce este? Out of order. Păi și avem și noi ceva aici. Mama, au făcut tot locul ăsta degeaba. Avem, avem iară niște... dare metalice, dacă vrem să le luăm. Prea multe nu avem. <laughs> Mai bine zis, nu avem absolut nimic în afară de aceste chestii de metal. Și aici iară sunt două. Deci doar pentru metal, dacă ai nevoie să vii aici. Cam, cam atât poți face. Nu poți face prea multe. Și dacă era zi, era destul de ok. Bam! Am, am schimbat și o căștile. Mă doare capul de la căștile alea. Nu știu, sunt foarte... Foarte incomode, foarte... Probabil dacă ai 5 ani, adică cât să ai capul și urechile foarte, foarte mici, atunci cred că-ți vin bine. Dar uh, mă sparge capul de la ele. Mă doare capul, <laughs> îmi provoacă dureri. Ia să vedem, o să iau... Ce să iau de fapt de aici? Acă... Era frumos dacă puteam să intrăm în astea, să le spargem cumva și să le luăm toate... Să luăm tot, 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 tot ce se află în ele. Haideți să coborâm de aici, aparent nu se află nimic, deși așa că am vrea să stau până se luminează, să vedem așa prejur. dar nu m-am cu nimic. Haideți să mergem jos. da direct totome. da, că am mașina acolo, dar acum poate exista o mică șansă încât mașina mea să nu funcționeze cu patul acela. În fine, hai că ne dăm, ne dăm așa pe aici. Ce? Vin Ce era cu el de se mișca așa? Care era treaba? Și de ce ar fi un de aici? Se află ceva pe, pe, partea asta? E o lumină acolo Opa Ce se află aici? Mai aud un cel, doar că nu-l văd. Cam atât se află aici. Da, nu știu, nu știu cum de a apărut acel robot pe, pe etajul acesta. Probabil din cauza că eram pe aproape și se spaunează în, în perimetru ăsta al meu, nu știu. Hei, mamă, mamă! Opa, și <laughs> direct pe jos. <laughs> nu e nimic. Bun, acum va trebui noi să să continuăm Cuburi de astea. Uite, nu am nevoie de asta. Asta se stachează cu asta, combustibilul. Mai eliberez niște spațiu să luăm niște cuburi și mă voi întoarce încet încet acasă și să sperăm că voi, voi găsi miere, să mă apuc de să mă apuc de roțile acelea. Poți să-i pun asta 5, 6, iar de aici mai rămâne 1, te iau pe tine, te pun înapoi. Și aia a fost. Avem astea, avem astea, glow nu-mi trebuie să o să dau unul. Sper să rămână pe mașină ca să lumineze continuu treaba aia. Și o să mergem noi să ne umplem de, de metal, să mai luăm câtva. Bine, oricum, s-ar putea să mai aruncăm obiecte când găsim miere, pentru că nu voi avea spațiu să iau și mierea. Chiar că îmi duce hangarul groasnic. De fapt era mai bine să mănânc un hamburger. Ca să-mi încarce și hangarul. Bine, acum aștept să le mai golească, să nu fac risipă. Să sperăm că nu i-a făcut nimica. Și casa mea ar fi în direcția aceea, o să o luăm prin... Prin peste tot, nu știu pe unde, pe unde ne vine. Uite, de aici o să o luăm în față. Ce nasul că nu e generat cu drumul, e făcut pur și simplu așa. Ce voi lua în schimb de aici? Vreau... Uh... Wow! Astea nu erau, erau niște, niște controlere. Uite cum sunt astea, au roțile astea, șmechere. Care-i treaba cu ele? E un cub separat? Sau să mai multe cuburi? Nu e un... Ba, oare nu o putem folosi pe post de roți? Nici măcar beringuri nu aveau legate la ele. Oh, ăsta-l vreau. Inventory full. No, 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 no. Stai că lăsăm... Am cufăr, frate. Am cufăr cu mine și uite ce fac. Am cufăr cu mine și... În loc să depozitez în el, ați văzut ce mă chinuiam? <laughs> Doamne. Gata. Uh, pipe-ul ăsta nu am nevoie. De tine, de tine, de tine. Mamă, și acum putem să luăm o grămadă de chestii pentru că am o grămadă de spațiu. Băi, marinică, dar minte scurte ești, băi. Astea nu au nici măcar buton. Nici măcar buton nu O să iau... Bine, nu trebuie prea multe. O să las un stack de cuburi. Nici nu știu ce să mai iau. Cuburi din acestea... Ar merge să mai iau totuși câteva. Să avem. Și restul mi se pare inutil ce e pe aici. Sevilearea se stachează câte una, deci nu ar merge doar materie de asta, materie primă, ca să putem să ne facem noi ce avem nevoie, mașinuțe, tot felul de, de nebunii. Cam atât ajunge un cufăr de asta, plus ce mai găsim noi pe drum să-mi umplu și eu inventarul, este la, la, fix, doar că vine mapa foarte iurea, nu mai avem și noi un drum, nu mai avem absolut nimic, avem numai stânci. Uite acolo, mai e un, observați o chestie, ăsta are două nivele, uitați-vă câte are ăla, una, două, trei, patru nivele are. Și probabil fiecare, nu, cu cât e mai lung, cu atât e mai, mai greu, cred. Haideți să facem aici un jump cu mașina. Hopa, nu pică în cap. Las că e bun, las că e bun. Și acum trebuie noi să căutăm miere de albine. Și apoi mergem acasă, ne facem pe acolo câteva utilaje, ne facem... Aș putea să încep să construiesc și utilajele, chiar dacă nu am roți. Hai, de dai blană. Ho oh! Zici că e leu. Zici că e leu cum fuge. cum vine pe aici, în jos și după o iau eu pe partea aia. Opa, o, oh, stai oh! stați, stai stai stați, 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 stați! Stați că am găsit... Am găsit un... Un sat din acela... format. Da, nu... Nu m-aș chinui să... Să intru cu mașina așa până acolo. Și nu știu dacă... Am, aș putea să-i car cu mașina pe tipii ăștia. Mulțumesc frumos. Era frumos dacă puteam să luăm treaba asta. Îmi place foarte, foarte mult. Dar nu o putem lua. Și e doar un singur tip. Nu știu acum dacă am putea noi să facem ceva, știi, să fac o chestie, să-l urc pe chestia aia și de acolo să-l car. O să încerc. O să încerc, ia. Facem aici ceva de genul. Îi fac eu niște pereți. Și aici. Ceva de genul și ar trebui să-l încarc, să-l pun pe el, să-l urc pe aici. Ia. Hopa. Hopa. Gata, cum acum să îl închid și să-i pun și sus. Să nu, să nu poată să sară biluța asta la denivelări și chestii. Bam. Uh, ceva de genul. <laughs> Haide că ne descurcăm cu mașina, vom da suspensia cam, cam așa. Cam așa, acum vom fi mai grei și o să vreau să las puterea mai mică să nu mă răstorn. Haide, te salvăm acum, te ducem la neabandit. Imediat, uite, uite în cu cutie. Gata, te ajutăm imediat și nu o să mai facă sunetul ăla de... Îl făcea el când ne rostogoleam, dar s-ar putea să ne rostogolim cu totul. S-ar putea să ne rostogolim cu totul Pentru că vine o vale aici Mamă Fuuu. pic mașina puțin Ca a dat Gata Haide să încercăm să-l ducem acasă Livrăm, facem livrare la neabandit Cu încă un uh, Moșuleț din acesta și Trebuie să am grijă cu un cobor Se descurcă foarte bine. Ce mai avem? Ce mai avem? Nimic. Haideți să mergem. Avem niște pietre în față. Să sperăm că vom găsi ce avem noi nevoie. Ia să aruncăm o privire mică. Poate e pe partea aia. Não, unde nu, unde nu pot să privesc. Zic. Ce? Se aude tână, Cred că, cred că e alarma de la telefonul meu la 4. <laughs> nu știu, cred că e o alarmă de telefon, sună pe acolo ceva, sună de foarte departe. Credeam că e din joc, dar se aude, se aude de, din casă, de pe undeva -na 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 -na. Băi, nu prea aș vrea să trec pe aici. Hai că... Ne-a bandit! Ne-a... ne-a bandit! Am rămas în pot molit. Rezolvăm, rezolvăm. De fapt, cred că pot să, pot să, fac cu cricul. Și acum aș avea aderență cu roata de spate. Îmi trebuie aderență cu roata de spate ca să mă împingă. Sau cu astea de față. N-ar fi o problemă. Gata, am reușit. O luăm așa pe de mal să nu mai avem nicio problemă. Nu știu ce căutam prin pietrele alea pe acolo. Dar nu a fost prea... Prea ingenios din partea mea să o iau pe acolo ce e asta? Oh, turnulez din acela, ok. Și casa mea ar fi... Mamă, dar ce cu zidul ăla de piatră așa, pe... Pe tot muntele înconjoară, efectiv. Avem aici încă un dăsta. Cum aș putea eu să cobor cu mașina pentru că văd că vine vine nivelul ăsta. Trebuie să sar cumva. Am multă greutate pe spate, ceea ce va fi ok. Dar, uite, asta nu e ok. Și acum trebuie să fac cumva să ridic mașina asta fără ca... Mamă, mult mai ușor. Nu m-așteptam să fie atât de ușor. Și care-i treaba cu cubul la acolo? A, a, am șters un cub, am șters un cub de undeva. Băi, ești de poți să... O să pui și să ștergi cuburi când ești în drive. Am șters un cub de aici. Oh, wow. Haide! Cred că avem nevoie de puțin ajutor de la spate. Cam așa. Să ating roțile de față. Și am plecat la drum! Misiune de salvare dusă, dusă la cabă. Pe unde? Pe aici. <spans> mamă, mamă, mamă! Băieții am zis atunci că am făcut un clip de o oră jumătate pe care l-am șters. Ei bine, l-am șters pentru că am stat o oră jumătate să caut foarte mult ember. Dar, bine, acum am ember destul. Dar măcar știu unde este pădurea mare, să zic așa. Că eu găsesem ceva foarte micus pe acolo. Mi-am făcut treaba. Dar nu știam exact unde e pădurea mare. Și se pare că am găsit-o. Hai să-l ducem pe Pămâșniculai ăsta. Să-l ducem acolo. Să sperăm că pot să ajung normal. Oh, nu, 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 nu. Pleacă, pleacă robotule. Nu vreau să lovească că... Sigur, sigur strică el ceva. <laughs> sigur îmi face el ceva rău pe la mașină. Aș da un speedrun și în ăsta. Să vedem. Na, dacă tot sunt aici, de ce nu? Corect. Uite lacul de la casă și în partea aia. Hai să dăm repede un speedrun și în ăsta. Am nevoie de mâncare. Uh, de ăsta, Burger. Și ne dă full. Și vom lua găleata asta să aruncăm pe roboței. Cricul pregătit. Haideți să, să mergem. Sper să găsesc ceva bun. Sper să găsesc un scaun de șofer. Să nu trebuiați să-l fac eu. Ar fi destul de OP să zic. Mamă, să vezi acum iară câți că vin dar se Se descurcă repejor pe scări Nu, nu așa Salut O să o iau de De sus în jos cu loot oh, ok, măcar știu Să nu-l deschid pe ăla Și Opa, luați, băieții Cricu Haide să sperăm că vom avea, uite aici, asta verde. Mamă, câte nivele are ăsta? Tot patru. la verde acolo. Tu ce ne dai? Ne dai de-astea foarte inutile. Te rog, cufăr galben. Băi, nu e nici în ăsta cufăr galben. Care-i treaba cu ele? Și acum va trebui noi să lutăm celelalte cufere. Dar totul să le dau tipilor ăstora ceva de făcut. Cât timp noi lutăm. Așa, ah, asta am zis că nu, nici nu merită, niște semințe. Mamă, bă, dar mă sperie. <laughs> mă sperie ăștia uneori cum U, Fertilizant, fertilizant! Mamă, pentru fertilizantul ăsta era să, să crăp. Bă, mă bucur că nu... Nu! Poate să ajungă. Voiam ce e cu tine, mă? A căzut și el, cred. Am luat un ananas. Băi, voiam, voiam combustibilul ăla sau ce picase acolo. Era destul de... Destul de util. Lasă-mă în pace. Gata, am tăiat-o de aici. Sănătate, sănătate. ce e cu bol acolo? E de la, de la vacă. Am nevoie și de ăla. Fuuu, trebuie să mă grăbesc. Trebuie să mă grăbesc. Uh, cred că pe partea asta... Unde mi-e nu ăsta? Uite-o! Nea, Niculae, gata, plecăm! Dai i dai, 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 dai. N-am combustibil în mașină! Bă, 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 bă nu dă mașina. mașină! Nu cred că avem combustibil! Mamă... Sau nu știu care-i treaba, că nu se mai mișcă mașina. Fuuu, fii atent acum, beleam! Mamă!

Mi-a, nu, no! <laughs> ce, cum e posibil, mi ar mașina, mi ar ru mașina <laughs> Vai, l-am pierdut pe nea... Neanicule! <laughs> da, marinica, fă-ți mașină cu un cub, fă mașină cu un cub să-ți faci tu, mașină cu un cub Ți-au rupt-o ăștia în două Băi, nu e posibil așa ceva mi-au rupt ăștia mașina. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred că mi-au -mi rupt mașina în două. Ce tare. Bine, partea bună este că putem merge și cu asta. Partea rea e că... Ne trebuie și... Și nenicu aici. Nenicule! Ce au făcut ăștia nenicule? Ne-au spart uh, vehiculul. Trebuie să-l iau, să-l sudez pe nenicul și s-ar putea să nu mai avem un cușcă. Hai să mă chinu să-l pun în cușcă. Da, păi normal. Că altfel să o, a, altfel să o sudăm... Uh, nu sunt șanse. Nenicule, nenicule, ce ne-au făcut nouă ăștia. Gata, uite așa, pe partea asta tăiem Și să, să încerc să-l bag la loc Băi, dar de ce nu mi-a plecat mie mașina atunci că Era salvat dacă pleca Acum a plecat din prima unde e nenicu? Uite, se duce la vale Se duce în apă nenicu Uite acolo niște <hânt> Niște miere Auleu, auleu. Haide mă, vii să și audă se depărtează de mine Bam, s-a dus Haide, nicușoare Uneori nu, nu, nu merge mașina cum trebuie Dai să plece și nu pleacă Trebuie să o pun așa pe partea asta Și cred că aici e o mică diferență între soluri, nu? Da, 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 uite, aici sunt puțin mai aproape de sol, că e șanțul ăla micuț. Exact așa. Și acum să încerc să, să urc acolo. Băi, ce bine decurgea planul, dacă nu mă opream eu. Nu prea am făcut rost să zici că a meritat toată munca asta de după. Opa, opa. O, stai ușor. Oi. Alumea face. Și acum eu ar trebui să lurg pe el. Ce să lurg că parcă dă ăsta cu ciocanul. Bă, dă cu ură în el. Dă cu ură tare în el. O să facem un felul următor. Așa, ca, ca să nu mai scap încolo. Gata, auto ce frumos. Ce frumos l-am parcat. Niciun help niciun help că mi-au tăiat ăștia mașina în două din cauza ta. mi a îngreunat mașina să nu mai plec. Mers să iau repede mierea asta de aici. Băi, deci nu mă, așteptam să, <gântu> să ne facă asta. Ce am zis eu că fac episodul ăsta, am făcut cu totul alt lucru. Am mers, am explorat, ne-am bătut, ne-am alea. Dar... Vreau să... Vreau să fac și măcar buldozerul ăla, știi? Wow, ce bine că m-am dus pe partea asta. Nu, nu pot să... Nu pot să sar pe piatră. Mă arunc așa, aiurea, înapoi. Patinează. Gata. Trei bucăți, mai dăm și tu. Cât avem? Avem 10, 11, 22. Perfect. Perfect, nu de alta. Haideți să mergem acasă. De altă chestie sunt foarte, foarte, foarte curios. Ce se întâmplă dacă las chestia aia în mașină și dau să tragă Îmi și mie mașina Haide să aflăm Aaaa, Ce țeapă ne-am luat băieții Ce țeapă ne-am luat Dar priviți partea bună Acum avem 5 omuleți aici Asta înseamnă că ne vom putea cumpăra Mult mai multe lucruri Uite, nimic nu mai costă 5 Deci putem spune că avem o grămadă de, de omuleți Avem să cumpărăm și asta Mai avem 4, 3 1 și mai putem să ne cumpărăm încă ceva, ce mai, ce mai dorim noi, nu știu, orice. Ne mai rămâne un omuleț după ce ne cumpărăm toate armele, pot să-mi iau și de pe mașină, dar nu știu cât de util ar fi decât să-l fac să-l controleze altcineva atunci. Mă, știi de când rămân roțile astea virate, voi observați că dacă sar și... A plecat singură mașină. Da, deci, dacă sar și o lași virată, stă virată. <laughs> dar, Așa rămâne. Acum apăs doar W. Atât. Trebuie să dai după să virezi în aceeași parte. Haideți să vedem ce ne mai face noua fermă. Pare că au crescut. Avem noi două găleți cu apă care sunt goale și ok. Cred că ne încadrăm perfect cât e noapte. Să ne ocupăm puțin de grădină. Apoi când vine lumina ne vom apuca să construim acea mașinuță Oh, trei semințe, nu ne-a dat două. două, pe una. E bine și așa. E bine și așa, tot, tot mărim, să zicem așa, producția. Acum avem trei, nu mai avem două. Și la început aveam una, deci... E un anume progres. Și avem nouă din astea, ne trebuiesc... Câte ne trebuiesc nouă? Una mi se pare, 10 adică, o singură cutie, o singură? Nu, 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 două cutii cu două cutii cu un om și ne luăm spudganul. Ok, asta cel mai probabil episodul următor. Mă voi pune foarte, foarte, foarte bine pe ferme, pe tot ce ține de, de legume, de chestii. Și ia să vedem aici, am pus eu niște roșioare ca să facem, să completăm. Avem aici bam, să facem imediat și pentru ele. Ia să punem, să le și Și... Mamă, chiar că... La fix se luminează încă două minute, începe să se lumineze Și ne apucăm să construim, o să fie un fel de mini bulldozer, ceva de genul O formă foarte simplă, va fi ceva foarte simplu, momentan va avea o roată Bine, nu o să-i fac roți, pentru că nu am destule roți mai trebuie două chestii din acelea de miere ca să putem să facem. Avem nevoie de 24, iar noi în total avem 22. Nu știu cum s-a nimerit, dar așa s-a nimerit. Și avem noi așa, ia să vedem, să vedem. Ce mai putem să lăsăm aici, ce nu avem nevoie. Soil acesta. Atât. Și restul ducem în casă. Am toate materialele în mașină, iar mașina mea este acolo. Hai să o aducem aici în față și să ne apucăm să facem să facem mașina aceea. Și o să trebuiască să-i fac un loc și unde să care pietrele, adică nu doar să le taie, va trebui și să le care. Hai să vedem ce, ce este, dăm puțin freestyle pe, pe build aici și vedem ce ne iese. Ia. Haide. A, o să o fac schema oarecum prima oară. Vom face schema. Schema mașinii. Uite asta, să zicem. Cam atât de lată -mi trebuie mie mașina. Fundația, eu las atât. Roțile vor vira toate trebuie să am în vedere lucrul acesta, pentru că acesta va veni în spatele mașinii ca să putem să cărăm. Va fi exact poziția asta, exact înălțimea asta, mărimea asta, totul. Vreau să vină astea. Exact așa, ca și cum îl susține puțin acolo, știi? Și când îl scoți, bam, rămâne spațiul la Vi, îl pui înapoi, foarte, foarte frumos pe partea aceasta va trebui să facem ea. Aici fac așa un ziduleț. Tăiat aici, tăiat aici. Și cât ar veni scaunul? Îl fac pe celălalt, dar nu știu ce lungime are. Și celălalt e la fel de lung ca ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuburi. Doar că acela va, nu va avea 4 lățime, va avea 3 lățime. Și asta înseamnă că avem 1, 2, 3, dar mișlocul este de 4. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci ar veni de aici și de aici până aici. Sau mai bine zis... Exact, atât ar veni scaunul de 4 dacă punem scaunul de 4. Dacă nu punem scaunul de 4, nu va veni simetric, deci o să punem scaunul de 4 pentru că a este. Haideți să înalți eu puțin, scaunul va veni cam la înălțimea asta, așa, deci aici o să vină motorul și cu probabil o să mai pun un cufăr, un ceva în ea. Am nevoie să scot, dacă avem 4, asta înseamnă că nu avem cub de 1, asta înseamnă că nu avem mijloc. Mijloc pentru un cub. Adică pentru asta. Nu va avea mijloc, va fi puțin într-o parte. Dar o voi face mai mult într-o parte. Să pară mai ok. Și în cealaltă parte îi vom pune o lumină. Și va fi ok. Și știu că am luat eu o lumină. Uite aici. Și înlocuim asta. Și avem... Mama, asta, astea putem să le folosim pe post de roz. Nu știu ce aderență au. Cred că au aderența foarte nasoală. Cam asta cred că ar fi treaba cu ele și oare nu aș putea eu să fac treaba asta de... Așa și oare cum aici să introduc eu roata, știi ce zic? Și ar arăta mult mai bine. Tu aici și ăsta aici. Roata ar veni aici, deci ăsta așa. Bam! Foarte, foarte ok. Haideți să vedem. Deci dacă mie îmi vine acolo scaunul, aici o să vină fața. Dar oare mai avem și alte cuburi să le putem folosi? Nu, 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 stai. Hai să termin toată mașina și vedem după pe parte de design, pe parte de asta. Deci atât am -mi vine mie scaunul. Aici putem să facem un mic gemus de genul. pe partea asta, ia să vedem, voi pune așa, așa un fel de scări pe ambele părți. Aș putea să vin aici așa chiar, chiar arată interesant. Și oare aș putea să-i pun o singură roată pe mijloc? Adică să-i o facem cu trei roți, o bag undeva de desubt acolo, ia să vireze și tot ce e nevoie, doar că să fie acolo de desubt. Cum ar arăta o chestie de genul cu trei roți? Oare nu cred că s-ar răsturna pentru că este mică, va merge relativ încet și Cred că avem tot ce ne trebuie pentru trei roți. Cine știe. Deci aici va veni scaunul. Ok. Haide să vedem unde ne vin chestiile astea de, de minat. Uite. Nu avem mijloc. Și dacă este sălbun, nu are cu mijloc. Vine așa. Oricum, trebuie făcut cu un bețișor. Un ceva. Și ăsta. Sper că e exact cât asta. Mamă, perfect. Perfect. Și ăsta o să o lumineze foarte frumos în față. Deci vom avea o lumină pe partea aia, iar pe partea aceasta aș putea să... Aș putea să pun pipe din acela mare și cred că ar arăta destul de frumos. Facem așa un model, un ceva pe... Ea. Uite. O să iau și câteva de astea. Ah, haide că mai luăm dacă avem spațiu. Gata, mergem să punem un desktop și vom pune vom pune ul pe el. Doar că... Partea noastră e că nu avem mijloc și dacă o micșorăm, nu o să mai avem simetrie pentru treaba aia din spate. Și din acest... Bine, ăsta cum uite, poți să-l minți așa puțin. Să zici că e la jumate, deși nu e la jumate. Mamă, ce bine arată! Nu fie simetrică, dar îmi place foarte, foarte mult. Asta îi facem aici, o chestie de genul și uite cum arată. Zici că e ceva mini-locomotivă, nu știu. Nu știu ce vrea să fie, dar îmi place, îmi place mult cum arată. Ia să vedem, noi putem să facem niște roți. Avem nevoie de metal de la, de lemn, pardon. Avem nevoie de lemn bun. Lemn bun, uite, avem 49. Voi lăsa eu aici câteva lucrușoare ca să pot să iau și metalul și ăsta și bearing ca să punem roți. Și sper că atât. Ia să vedem roți, roți, roți Bam, bam, bam 3 trei, trei roți la Ca Scaunul momentan nu putem să-l facem Ba, putem să le facem Am nevoie de coton din acela Coton din acesta Și am nevoie acum să las Cuburi 4 cuburi ce mai avem laptele ăsta? Ar merge să-l beau? tot. baterie. Cam atât. Ah, și miere asta. oh, mai aveam patru. De fapt, da, mai trebuie încă doi ca să mai facem o ușă. Ne-au făcut aici roțile. Hai să punem beringuri. L-aș face să vireze și cu spatele Să pot să mă mai ușor Sau nu știu Haide momentan îl facem doar așa Să vedem cam cum ar arăta <laughs> O să trebuiască să-i pun suspenzii Și mai multe nebuneli Și nici motor nu are Ia yeah. Bam <laughs> Ce tare arată Și aș putea eu să-i fac aici Unde? Are mijloc de 2 am zis Oricum asta trebuie decupat pentru că ocupă spațiu și greutate. Bine, ca spațiu nu ar fi o problemă. Și acum ar trebui să i pun roata uh, pe partea asta, ia să vedem niște cuburi. Bine, nu știu dacă ne pe partea asta, dar roata asta ăsta și ăsta. <laughs> Băieții Nu voi lăsa în trei roți Doar că momentan nu am mai multe Și arată Băi mie îmi place foarte mult O să fie motorul la asta O să fie pe buton O să punem motoarele undeva pe aici Și băi chiar, chiar îmi place cum arată în schimb, ce am eu nevoie aici? Am nevoie de o platformă de metal din acesta. Voi consuma mai mult metal din acesta. Ca să pot să-mi fac o platformă mai mare, să pot să-mi pun și eu obiectele, știi? Uite, o voi face ridicată pe cubul acesta și nu vreau să-mi intre iarbă în ea. Și acolo, nu știu, ține mașinile, ținem... facem ca o platformă, ceva micuță. Să le avem și noi frumos puse. Nu voi lăsa curtea așa, bine, va, voi, voi șterge absolut tot, tot, tot din curtea aceasta, pentru că o să vreau să mă mut după ce rezolvăm cu nu după ce rezolvăm cu niște mașinării, cu niște materiale mai multe, o să ne mutăm în față unde este acel loc foarte, foarte, foarte drept. Ia uitați mașinuța, ce părere aveți de ea? <laughs> Doar că, da, o să trebuiască două rosti pe față, dar momentan e în proiect, nu este gata și îmi place foarte mult cum arată. E așa micuță, știi, să te duci să -ți faci treaba, te-ai dus, ai luat piatră, bam, mai venit înapoi și poate o să facem și niște upgrade-uri, niște suspensii, niște nebunii, niște... Oricum, o să trebuiască să punem niște cuburi de design din acela cu closed pe spate, un fel de stopuri. Aici și destul de frumoasă, la final. Vă las și eu aici, ne-am dus cu episodul acesta o oră și 2, 20 era să zic, o oră și 12 minute și cred că deja ne-au crescut nouă treburile astea, pick-up. Voi ați observat, mi-a dat 5 bucăți de semințe? Mi-a dat 5 pungi. Avem 8. Avem 8 semințe. Wow! Haide să, să le plantăm repede. Ciu, 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 ciu. Mai las două în inventar. <laughs> pentru că... Să nu se întâmple sau, sau de fapt haide-mă, riscăm aici. Hops, hops, a, este. Băi, eram sigur, eram sigur că dacă pun mai multe, eram sigur că dacă pun mai multe se întâmplă asta. Vin roboții aia să atace. Vin roboții aia să atace. Eram 100% sigur că așa au dispărut și data trecută. Și vin în 10 minute să ne atace pe aici. Nu e nicio problemă. Ce mai avem de odată? Am dat pe lângă, e foarte bine. Vă las și eu aici cu episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată, domnul Hieroglife, uh, mulțumesc frumos de acea donație, eram la calculator, nu făceam nimic și pur și simplu am primit o donație de 5 euro, fără niciun mesaj, fără niciun nimic. Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor celor ce ați rămas până la finalul clipului și nu uitați, luni la ora 6, luni acum pe 12, cred că, sau ceva de genul. Oricum, prima luni care, care vine. Ne găsim live cu scura mecanic la ora 6. Le voi programa de mâine ca să știți. Și oricum, vă voi spune și în clipurile de mâine. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine. Pe data viitoare! papam!